Astăzi o să facem un review la un monitor de 36 de Hz. Știu, ați mai văzut review-uri, toată lumea face review-uri, dar e un review mai special pentru că monitorul acesta, adică Y25G30, a fost folosit din 90 de zile în mai multe jocuri. Pot să le enumăr. Dota 2 pe la 4000 mmR, cam atât pe acolo joc. League of Legends pe la Diamond, de bea început sezonul, oricum nu prea mai joc eu League of Legends. Și Apex Legends, pot să zic că acolo joc destul de bine, undeva pe la Master. Cât și Counter-Strike, am jucat la qualifier-ul lui Jaxi acum câteva zile, am avut 28 de boabe, vă zic sincer, cred că de la monitorul ăsta. Dar hai să intrăm puțin mai mult în detalii, să vedem exact de ce m-am jucat 90 zile pe monitorul ăsta și de ce vă prezint tocmai acum. Monitorul Lenovo Legion Y25G30 este exact ceea ce caută gamerii și pasionații de eSports, pentru că, evident, aveți nevoie de un refresh. Și când zic asta, este exact ce aveți aici, 360 de Hz. De ce zic refresh? Pentru că asta e fix autoul acestui monitor. Da, am ajuns la punctul în care tehnologia refresh-ului de 360 de Hz nu mai e doar un concept, ci este o realitate. Acum 2 ani tehnologia asta era ca un bebeluș nou născut. Mă rog, de fapt, cam acum un an era ca un bebeluș nou născut. Însă, după o perioadă în care producătorii au avut timp să experimenteze cu această tehnologie și să găsească o implementare cât mai balanced, vedem că ideea unui monitor bun de 36 de Hz nu mai e doar o idee, ci o realitate. Lenovo vine aici cu un monitor foarte balanced. Mă rog, balansat, scuze. Pare că excelează în titluri multiplayer. Eu personal prea mă joc single player, ca să vă zic, dar în special în eSports. Și aș vrea să vă precizez ceva, nu știu cât vă jucați League of Legends, dar dacă dați la frame-uri mai mult de 240, e posibil ca caracterul vostru să mai facă niște mișmașuri. Deci, dacă cumva vă jucați League of Legends, nu vă luați neapărat monitor de 360, pentru că jocul este predispus să meargă foarte bine doar la 240. Așa, ca o paranteză. Zic asta pentru că, să închidem paranteza, monitorul vine cu un timp de răspuns de 1 milisecundă. Da, știu, ați mai auzit asta. Toate monitoarele pe piață sunt cu 1 milisecundă. Mă rog, aproape toate. Adică ia o milisecundă să înregistreze mișcările făcute cu mouse-ul, lucru perfect pentru a pune ținta direct pe cap. După cum știți, sau cum ați văzut prin alte live-uri în care m-am mai jucat, trag destul de bine și de obicei la cap. Pe lângă asta avem parte de tehnologia G-Sync nativă, cu tehnologia Nvidia Reflex, evident, ea integrată direct în monitor. Mă rog, Nvidia Reflex nu integrată în monitor, dar am zis așa, înțelegeți voi. Oricum, foarte important, dacă vă jucați Apex sau orice alt joc care are Nvidia Reflex, activați-l și nu o să regretați. Să vă explic așa un pic pe scurt cam ce face Nvidia Reflex, nu o să intru foarte multe detalii, dar da, să vă dau așa un mic detaliu. Să zicem că, nu știu, jucați Apex, mai sunt 10 squaduri, mai e harta așa micuță, trebuie neapărat să știți că nu aveți input lag și cum mă refer la input lag, mă refer să se miște foarte, foarte bine perifericile. Și nu, Nvidia Reflex nu are nicio treabă cu input lag-ul, dar ajută foarte tare să comunice foarte bine monitorul cu placa video și cu mouse. Asta am explicat așa pentru toată lumea. În orice caz, pentru cei care nu prea sunt pasionați de chestiile tehnice, când intrați acolo la setări la video, dați acolo Ultra plus Enable sau, mă rog, plus Boost, de obicei cam așa joc. Câteodată joc și pe doar pe Enable, dar în unele jocuri gen Apex Legends joc pe Enable plus Boost la Nvidia Reflex și credeți-mă, nu o să regretați. O să simțiți asta mai ales în late game, mă rog, unde sunt mai mulți oameni rămași în viață. Practic, orice utilizator se poate folosi de această tehnologie pentru a analiza latența și pentru a optimiza performanța în jocuri. Diagonala monitorului este de 24.55 și eu zic că nimerește foarte bine. E un fel de sweet spot aici. Oricum, majoritatea convinților și oamenilor care se joacă, joacă pe 24.55 pentru că cam asta e standardul din industrie. Nu e nici prea mare pentru jocuri și nici prea mic pentru seriale. Adică îți faci treaba destul de bine cu el. E fix cum ar trebui să fie un monitor. Bun, trecem mai departe la rezoluție. Monitorul este Full HD, dar atenție, e Full HD la 360 de Hz, adică imaginea este de o fluiditate incredibilă. Și că tot am menționat acest 360 de Hz, care sunt avantajele concrete ale acestei tehnologii? Concret, dacă ești pasionat de jocuri precum Counter-Strike, Fortnite, PUBG, Apex sau orice joc în care chiar contează foarte tare Hz, monitorul ăsta e pentru tine. Cu 36 de Hz, mai ales dacă ai o placă video bună, mă rog, nici nu prea contează, pentru că poți să activezi cu tehnologia Nvidia Reflex, chiar dacă ai placa video din seria GTX. Dar, atenție, avem aici un watch out. Dacă cumva ai placa video din seria GTX, când activezi acolo Ultra Low Latency Nvidia Reflex, îl dai pe on, nu îl dai pe on și boost. Am testat eu și se mișcă puțin mai bine dacă e doar pe on. Revenind, vei avea parte de cele mai fluide mișcări pe ecran, lucru care în jocurile competitive chiar constituie un avantaj. Și când zic asta, credeți-mă pe cuvânt, dacă n-ați avut niciodată un monitor de 240 sau 360 de Hz, trebuie să vă jucați măcar un minut pe ele și o să vă dați seama instant de diferență.
Să trecem și la tipul de panel prezent în monitor. Sunteți obișnuiți, da, avem 240 cu TN, 360 cu TN, 240 cu VA. Nu, monitorul acesta este cu panel de IPS. Ce înseamnă asta? Că oferă cea mai bună calitate a imaginii, indiferent de unghi. Adică, vă fac așa un mic demo. Dacă, să zicem, vă uitați la monitor din, așa, pe diagonală, sau mă rog, drept, se vede impecabil. Dacă îl întoarceți un pic așa, se vede la fel de bine, pentru că este tehnologia IPS. Sper să pun în același loc, altfel mai tragem o dată, nu mai trag o dată, e bine. Așa, pe lângă asta, foarte important este și faptul că are HDR. Mă rog, pentru pasionați. Ar fi și de menționat luminozitatea extraordinar de bună a monitorului de 400 de niți. Eu personal nu folosesc 400 de niți. O să trecem și la specificație puțin mai încolo, pentru că după 90 de zile îți cam dai seama ce setări ai nevoie de la monitor și toată echipa de Counter și absolut oricine care mă întreabă de setări, le dau setările astea și zic că este impecabil. Deci, ai 400 de niți, dar nu ai nevoie de 400 de niți. E arhi suficient 300. Cred că 300 folosesc. O să vedem imediat după ce intrăm în setările monitorului. Eu am făcut testul suprem. M-am uitat și la episodul ăla foarte întunecat din Game of Thrones sezonul 8 și pot să vă zic că monitorul a trecut cu brio testul. Adică am văzut toți dragonii. Chiar a reușit să văd chestii. Și dacă nu v-ați uitat la Game of Thrones, trebuie să vedeți că e un episod acolo în sezonul 8. Știu că suntem în 2022 și nu m-am uitat la Game of Thrones, dar m-am uitat până la urmă, în care e atât de întuneric, nu-ți dai seama de nimic. Da, îl dai pe 400 de niți și vezi acolo tot, toate greșelile. Doamne, asta a fost plăcerea mea, să văd greșelile din Game of Thrones. Ceea ce mi se mai pare interesant, sincer, este că avem multiple profile. Și când zic asta, este pentru că sunt anumiti jucători de Counter care joacă cu Digital Vibrance-ul la 100 și nu prea poți să-i la serial când e la 100. Eu personal nu îl țin la 100, îl țin undeva pe la 60, dar și eu sunt tipul ăla de persoană care în momentul în care te uiți la un serial sau un film, nu prea îți vine să te uiți cu aceleași setări cu care te joci. Adică mai umbli un pic pe la ele. Dar cu multiple profile pe care le ai, poți schimba dintr-un singur click. În momentul când ai terminat cu jucatul, te bagi la un serial și e tot ok. Evident, sunt mai multe chestii pe care poți să le schimbi, de exemplu, rata de refresh. Dar, uitându-te la un serial, mie îmi place să se vadă totul foarte fluid și rămânem cu 360 în orice ipostază. Pe total, am fost foarte mulțumit de monitor și am mai fost eu master la Apex, dar niciodată nu l-am făcut atât de repede. Nu vreau să zic acum că l-am făcut pentru că sunt 360 de Hz, dar vă zic sincer că se simte. Și toată lumea mă întreabă, bă, dar nu e așa mare diferență între 240 și 360. E, o să facem și câteva teste foarte curând în care o să punem jucătorii de Counter la niște teste, o să-i punem să vadă exact câți Hz are monitorul. O să vedeți niște clipuri destul de, sperăm noi, amuzante, în care o să vedem dacă cumva poate un jucător de Counter să ghicească pe câți Hz joacă. În orice caz, mă întorc imediat cu specificațiile și cu niște chestii care o să vă ajute în momentul în care luați monitorul. Bun! Și eu că nu mă vedeți, sunt tot aici. După cum v-am promis, o să vă arăt setările mele la monitor. Foarte simplu. Oricum, o chestie am de spus. Lenovo, încercați să faceți de mine asta mai simplu. Mi se pare destul de complicat. Bun, intrând aici, vedem că e pe DisplayPort. Nu sunt la mine acasă, sunt la pană în studio. Pana care, by the way, nu are setările făcute de Nvidia, deci tocmai bine pentru că le vom face acum. Așa, o să trecem aici. Nu prea ne interesează asta. G-Sync eSports nu folosesc, nu recomand. Nvidia Reflex Level Analyzer, dacă vreți să faceți chestia asta, este un tutorial pe YouTube, e foarte simplu de urmărit. Trebuie să băgați în USB Type-A mouse-ul pe care l-aveți și puteți să faceți analiza asta. Dar nu o să trecem la chestii atât de tehnice. Bun, mai țineți minte când am zis că folosesc 300 de niți? Nu vreau să vă mint, am intrat acum să văd pe câți niți am și surpriză, 450, îl folosesc la maxim. Da, ce să zic. Am zis 300, e 405, măcar e bine că m-am verificat și că, na, asta este, dăm înapoi. Bun, încercăm să mergem pe contrast acum, îl punem pe 50, Dark Boost-ul, mie îmi place foarte mult Dark Boost-ul, îl folosim pe 3 și, atenție, gama relativă este la -0.2. Mi se pare că este puțin prea multă lumină la default și, evident, tot ce e peste este mult mai luminat, deci 0.2 mi se pare incredibil. Apoi mergem la color temperature. Aici e o chestie foarte importantă. Eu o folosesc user, adică, da, să intrăm înapoi. Folosesc setările 70 la red, 42 la green și 65 la blue. Astea sunt culorile pe care le folosesc. Se și vede cum, nu știu, bara asta sau hai să dăm puțin pe desktop ca să vedeți culorile exacte. Mi se par foarte aproape de realitate și te ajută destul de mult în jocuri. Mie îmi plac foarte mult.
puteți să vă jucați un pic cu meniul ăsta de user temperature, dar în principiu cam astea sunt cele mai bune. Low blue light-ul, sincer, în condiții speciale sau când vă uitați la un film, low blue light-ul este ceea ce aveți nevoie. În principiu nu folosesc, evident trebuie bifat SRGB-ul dacă pe DisplayPort sau pe HDMI. Six axis color nu ne interesează, e tot așa ceva de făcut custom, dar îți faci treaba din cel din user. Apoi la herți, foarte important, bifați off, vă explic imediat de ce, aveți nevoie de overdrive. Overdrive-ul este practic tool-ul care permite mouse-ului să se miște mai, mă rog, să se încarce mai repede imaginea. Aici, ce să vă zic, mi-ar fi plăcut să pot să dau pe 4, dar e foarte greu să dai pe 4, se folosește level 3. Level 3 e cel mai bun pentru jocuri, mi se pare că bate și Jessing eSports-ul și absolut toate, dar evident, dacă cumva se poate, și repet, e destul de greu să se poată, level 4 vă recomand, dacă nu, e foarte mult și level 3. Refresh rate, numărul nu ne interesează, trecem mai departe. Cred că cam astea au fost setările. Trecem foarte, foarte rapid și la setările din Nvidia, le facem foarte rapid. Bun, nefiind acasă, sunteți un pic norocoși, pentru că o să vă arăt cum să vă faceți setările în Nvidia Control Panel. Setări care de altfel sunt foarte importante și nu știe foarte multă lume să le facă. Nu știu exact de ce, dar hai să vă arăt. Click drag pe desktop pe Nvidia Control Panel, așteptați să se încarce, dați direct la, opa, Adjust Image Settings, dați, opa, pana ți le-ai făcut, mă? Mă rog, de obicei e pe Quality, dați pe Performance, dați apoi Manage 3D Settings. Așa, Low Latency pe Off, Monitor Technology, eu îl pun pe Off de fiecare dată, Fix Refresh. Bun. Power Management, unde era? Aici, Optimal Power. Dăm pe Prefer, Maximum Performance, ne place performanța puternică. Bun, o să vă crească un pic frame-urile, nu foarte mult, nu ce să mint, dar un pic așa cresc. 3D Optimization nu îl dăm pe auto, îl dăm pe on. Și Vertical Sync-ul, foarte important, pe off. Iar la texture, aici la quality, dăm pe high performance. Bun, apoi apăsați pe apply aici jos, în colț. Și sunteți good to go. Mă rog, după ce își revine un pic ecranul. Pe lângă asta, evident, dacă nu știți de ce n-aveți, mă rog, aici n-am foarte multe opțiuni pe DisplayPort, dar de obicei când luați un monitor și nu știți de ce n-aveți herți, aici o să apară sus display și după aia PC și dați pe 360, reducere nativă și it's good to go. Am verificat setările 3D, parcă erau mai multe la mine acasă, dar cam asta e tot. Da, cam astea sunt toate setările. Dăm apply, să fim siguri. Cam asta a fost review-ul, știu că e un cadru foarte improvizat, nici nu mi-am mai tras scaunul sau lumina, sper că se vede bine. Cam asta a fost prezentarea monitorului de 360Hz de la Lenovo, monitor pe care l-am testat timp de 90 zile. V-am făcut și niște setări, mă rog, v-am arătat niște setări, v-am arătat setările în Nvidia Control Panel, eu am fost Tank, vă zic sincer, monitorul ăsta e top, m-am pupat, pa, pa. A, da, și încă ceva, știu că nu mă vedeți cam la valiera mână, o chestie foarte importantă pe care am uitat să o zic, dacă cumva jucați cu mouse-ul în fața, mă rog, monitorului, nu uitați că are niște brățane, cum îmi place mie să le zic. Dacă vă deranjează, mă pare rău, nu prea aveți ce să le faceți, dar puteți să luați mereu un suport. Din punctul de vedere, nici un suport destul de nașpa, dar eu personal țin mouse undeva pe aici, deci mie nu prea îmi pasă, dar e un watch-out foarte important. Știu că îl dau acum pe final, dar să nu mă mai pun o dată să filmez. Vă zic de acum că știți, picioarele astea s-ar putea să vă încurce. Pa, pa!